Președintele Partidului Mișcarea Populară Suceava, Marian Andronache, s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut la alegerile europarlamentare. Marian Andronache a declarat că s-a înregistrat o prezență foarte mare la aceste alegeri. Liderul județean al PMP, viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a mulțumit sucevenilor pentru încrederea acordată popularilor prin votul exprimat la europarlamentare. PMP a reușit să adune la nivel de județ 16.518 voturi, adică 6,68%. Eu spun că e un rezultat foarte bun obținut de Partidul Mișcarea Populară, în condițiile în care prezența a fost atât de numeroasă, 50%, sondajele arătau la un 30-35%, speram într-un 7%. În momentul în care a ieșit atât de multă lume, l-a avut și foarte bine că a ieșit, avem 5,2%, un procent foarte bun pentru partidul nostru. Bineînțeles, așteptăm și rezultatele din diaspora. În diaspora și Republica Moldova, chiar și din Ucraina, sperăm ca acest procent să crească undeva la 6%. E un rezultat bun, mă bucur pentru Partidul Mișcarea Populară, mă bucur pentru echipa mea, o echipă care a muncit asidu toată această campanie. Așteptăm rezultatele și pe Suceava, sper să fim peste media națională, sper să am rezultate peste medie în județ și, bineînțeles, și pe municipiu. Și așteptăm numărătoarea acum. Oricum, chiar m-am înțeles că sondajul are o marjă de plus-minus 2%. Sper ca și marja asta să mai să fie pusă în plus, o să vină în plus la noi. Deci putem spera la 6 și chiar 6,5%. Sunt încrezător. Câteva cuvinte despre referendum? Da, referendumul am văzut... Astăzi am mers foarte mult în județ. De la Poiana Stampei până la Suceava am intrat în fiecare secție de vot, în toate comunele. Ce m-a mirat pe mine a fost faptul că dacă intram într-o secție de vot, într-o comună unde primarul era PSD, diferența dintre rezultatul, dintre voturile până atunci la europarlamentare și votul la referendum era o discrepanță foarte mare, undeva 40%. Mai puțin la referendum. Era clar pentru mine că ordinul a fost să nu se voteze la referendum pentru cei de la PSD au dat acest ordin. Însă mă bucur că a trecut pragul, nu știu exact cât n-am urmărit, am venit acum de 10 minute în teren, dar am înțeles că este peste 30%, chiar 35%, cred, nu? Și atunci mă bucur că efectiv, libertatea este apărată în România.